Cum performează execuția bugetară marca Ciucă Ciolacu? Deficit bugetar de 63 de miliarde de lei la 10 luni, adică 4% din PIB. Veniturile cresc cu 10% la 419 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile înregistrează o creștere de 13% la 482 de miliarde de lei. Cheltuielile cu investițiile de la bugetul de stat au frânat puternic în octombrie. În schimb, cheltuielile de personal și cele cu dobânzile au accelerat. Mai mult îți spune Răzvan Botea, editor la Ziarul Financiar. Este dezastru, practic, dezastru continuu și în octombrie în finanțele publice. După cum spuneai și tu mai devreme, la o privire mai neatentă, ca să zic așa, s-ar putea vedea că guvernul a început să frâneze cheltuielile în octombrie. Dar dacă te uiți mai atent, vezi că au frânat cheltuielile cu investițiile și cheltuielile cu dobânzile sau cu salariile bugetarilor și cu pensiile au crescut. Deci nu este nicio îmbunătățire a cheltuielilor, ci dimpotrivă, guvernul a sacrificat niște investiții ca să mai frâneze aceste cheltuieli să mai iasă din deficit. Pe partea de venituri, o creștere de 11%, ok, o frână în octombrie până pe la un 8%, nu e rea, nu e o creștere rea. Dar când cheltuielile îți cresc cu mult mai mult, 13-14%, în condițiile în care tu ți-ai bugetat o creștere mai mare a veniturilor și mai mică a cheltuielilor, atunci este clar că este o mare, mare problemă. Deficitul este la 63 de miliarde de lei și de obicei ultimele două luni din an se adaugă cam încă pe atât. Așa este, așa a fost istoric. Deci ar fi un dezastru de proporții uriașe să fie un deficit de 120 de miliarde de lei. Nu va fi, dar oricum, direcția nu este bună deloc.